Așa cum am mai spus, pe măsură ce se apropie începerea campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 11 iunie la Roman și în alte două comune, săbiile se ascut între cei doi principali competitori, PSD și PNL. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a reproșat opoziției la ultima ședință extraordinară lipsa proiectelor liberale în plenul legislativului în decursul unui an de mandat. Toate intervențiile colegilor liberali sunt considerate de mai marele județului drept gargară politică și nimic altceva. Când comunicăm, și dacă veniți înainte și discutăm, așa cum v-am rugat de un an de zile, să veniți să discutăm orice proiect de hotărâre pe care vreți să-l inițiați pentru Consiliul Județean Neamț și în interesul cetățeanului din județul Neamț, președintele Consiliului Județean și eu cred că și plenul Consiliului Județean va susține proiectele de interes județean pe care dumneavoastră le inițiați. Doar că, din păcate, a trecut un an și Partidul Național Liberal n-a venit cu niciun proiect să susțină în plen. De exemplu, colega noastră, Mihai Raistiu, a făcut un proiect de hotărâre legat de Comuna Tămășești. Nici n-ați gata din simă că... N-a făcut doamna Mihai Raistiu niciun proiect de hotărâre. A venit și a întrebat în plenul Parlamentului dacă ceea ce avem noi de la Tămășeni ca și propunere trece de plenul Consiliului. I-am spus, i-am explicat doamnei consilier județean, domnul de la transport a explicat care e viziunea Consiliului Județean și atât. Încă o dată vă spun, gargară politică putem să facem până mâine aici. Aș vrea să ne îndreptăm un pic mai mult spre interesul cetățeanului și vă rog să vă uitați la președintele Consiliului Județean ce face pentru județul Neamț, să faceți și dumneavoastră. Liberalii au reiterat ideea că președintele Consiliului Județean ar trebui să fie președintele tuturor nemțenilor, indiferent de simpatiile politice. Aș vrea să vă trag atenția vis-a-vis de un lucru. Nu ezitați ca la fiecare aproape ședință din Consiliul Județean, în plenul ședinței, cu toate televiziunile de față, să ne spuneți cum dumneavoastră aveți merirea în județul Neamț să faceți doar administrație și vă doriți să faceți doar administrație și nu politică. Fac și politică atunci când o fac la partid, nu aici. Duc-i până la capăt, la Roman, cu ocazia lansării candidatului dumneavoastră sau deschide un sediu, nu știu ce, de campanie, unde ați afirmat cu subiect și predicat, înregistrările sunt, așa, cum dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului Județean, veți finanța toate proiectele candidatului dumneavoastră dacă romașcanii vor binevoi să voteze acel candidat. Eu vă atrag atenția și vă reamintesc că dumneavoastră trebuie să fiți președintele întregului județ, a tuturor romașcanilor și a celor care votează cu candidatul dumneavoastră și a celor romașcani care votează cu... Președintele Ionel Arsene nu a ratat încă o dată prilejul să atragă atenția că s-ar fi bucurat ca fie fostul primar Laurențiu Leoreanu, fie primarul interimar Lucian Micu să-i deschidă ușa și să-i ceară ajutorul, lucru care însă nu s-a întâmplat. Eu am spus la Roman, dar n-ați fost acolo ca să vedeți și sigur, nici nu știu dacă ați văzut ce am spus, dar mă rog, aveți o temă de partid. Am spus la Roman că m-aș fi bucurat să văd primarul Romanului, oricare or fi el, fostul, actualul, că vine spre Consiliul Județean cu propuneri de finanțare a unor proiecte. Am un an de zile, aproape, de când sunt președintele Consiliului Județean, și niciunul din primarii Romanului n-au venit. Am spus atunci, am spus, domnul Catrine, v-am mai spus odată să ridicați mâna în sus când să vă dau cuvântul. Am spus și acolo și vă spun și acum. Primarul Romanului, oricare ar fi ăla, că-i de la Liberali, că-i de la ALDE, că-i de la Mișcarea Populară, că-i de la PSD, cu voia cetățenilor, va primi sprijinul Consiliul Județean și a președintelui Consiliului Județean dacă va fi solicitat. Până acum a fost. Deputatul Laurențiu Leoreanu, la conferința de presă de lansare a candidatului lui Lucian Micu la primăria Roman de la sfârșitul săptămânii trecute, a ținut să atragă atenția că întotdeauna a fost un om al dialogului, dar că nu a acceptat niciodată poziția ghiocerului și nici atitudinea de rob care să meargă cu căciula în mână la înalta poartă. Eu întotdeauna am fost un om al dialogului, un om care a căutat să pună soluții pe problemele existente și nu s-a ferit de niciun dialog. Dar dialogul întotdeauna pe care eu l-am purtat cu demnitate și cu onoare, respectându-mi echipa din care fac parte și interesele comunității pe care sigur o reprezint. Pe care de consecință s-a dorit mai mult de la mine. S-a dorit și o atitudine a unei flori primăvaratice pe care nu o agrez, deși
ca poziție, deși e un semn frumos al primăverii. Am avut discuții aici la Roman și atunci când președintele Consiliului Județean a fost prezent la Roman, am venit la întâlnire, am discutat, am mers împreună, am căutat unele soluții și am prezentat și unele probleme, la care s-au dat răspuns într-un dialog care la momentul respectiv mi s-a părut mie constructiv, pozitiv. Ulterior, după o săptămână sau două, probabil nerealizându-se acea chimie organică care ea așteptată în coborârea mea de la nivel de cap la nivel de splină, probabil s-a restructurat acea atitudine. Eu spun că întotdeauna vom fi oamenii ai dialogului și oricine ne invită sau propune o anumită chestiune, suntem deschiși să facem acest lucru, dar am spus cu onoare și cu demnitate. Îi răspund mai departe că Romanul face parte din județul Neamț. Noi nu am fost cultivați nici în Partidul Național Liberal, nici în familie, nici în școală, chiar dacă am citit în istorie, de atitudinea pașalăcurilor vis-a-vis de în alta poartă. Noi avem o atitudine de respect. A respecta întotdeauna pe cel cu care discutăm, a respecta funcția, a respecta responsabilitățile care există, dar a discuta de pe o poziție corectă, demnă, așa cum spuneam, în a căuta soluții la probleme, mai ales că primarul unui municipiu nu se subordonează din punct de vedere administrativ, instituțional, nici președintele Consiliului Județean, nici prefectului. Este o persoană aleasă și are autonomia dată de această compoziție, dacă vreți, a funcției de primar. Așa încât eu cred că v-am răspuns. Întotdeauna când ne-am întâlnit, am purtat discuții corecte, frumoase, demne și respectoase. Mai mult decât atât n-am putut. Am învățat mersul biped încă de la părinții mei și rămân la el pentru că mi se pare o atitudine, dacă vreți, plină de încărcătura unei personalități demne pentru un om. Încă o dovadă a faptului că în Consiliul Județean aleșii nu fac doar administrație, ci nu scapă niciun prilej să se atace și politic. Liberalii aflați în opoziție reproșând faptul că nu sunt sprijinite decât proiectele primarilor care au aceeași culoare politică cu a majorității PSD, PMP, ALDE.